Bună ziua, Bogdan sunt. Astăzi vom vorbi despre irigarea gazonului vara, care este cea mai importantă, după părerea mea. Și voi spune și voi arăta cum trebuie făcut corect. Deci, irigarea gazonului se face numai dimineața. Eu am la 5 și la 6. Am 4 aspersoare Rainbird. Da? Acestea sunt. Da? 4 aspersoare Rainbird care acoperă undeva la 150 de metri pătrați de gazon. Și eu, ca să pot iriga bine, trebuie irigat rar și abundent. Ce înseamnă? Când pământul la suprafață, priviți aici, este uscat în primul centimetru, da? În primul centimetru este uscat, uitați-l, atunci trebuie irigat. El se irigă undeva la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Eu întotdeauna verific cu această șurubelniță pământul un fix și văd până unde e umed. Da? Ia uitați-l acum, a început să se usuce. E normal să se usuce, pentru că vara după 30 de grade intră în starea de somnolență. Și unele frunze, majoritatea lor, nu rezistă decât 40 de zile și vor da altele. Eu, pentru că atunci cu mașina cu cilindru, dumneavoastră cel mai indicat este să-l păstrați înalt. Priviți cu cât este mai înalt, da? Și acolo, cu cât este mai înalt, avantajul este că va ține mult mai multă umezeală la rădăcină. Vedeți, la tulpină aici este umed. E și la umbră, adevărul ăsta este, dar este și un umed, da? Și cu cât gazonul este mai înalt, cu atât apa se va evapora mai greu și va ține umbră buruienilor. Este foarte important, pentru că vara, unde aveți gol în gazon, întotdeauna unde este gol în gazon, adică este pământul liber, acolo vor ieși buruieni. Uitați și aici. Este un pic uscat din cauza ploilor, nicio problemă. Vom intra cu scarificatorul și se va reface. Ca și aici, uitați, dau frunzulițe noi. Un pic uscat. Îi vom curăța tulpinița și va reveni. Uitați aici. Aici am cel mai bun exemplu. Vedeți? Întotdeauna un aveți un gol și nu are gazon des, bărlăriile vor apărea. Cum a apărut și aici. Aici unde nu are loc să iasă, priviți, nu are ciobălării. Astăzi îl vom scarifica și mâine îl vom uda, îl vom tunde, pentru că a început să se usuce și să intre în stare de somnolență. Loreum perene, cum este și acesta. Am loreum perene și pua platensis, este pentru trafic intens. După cum puteți vedea, am o piscină acolo și cam toată ziua la mine sunt copii. Uitați și aici. Pământul încă mai este un pic umed. Mâine voi regla spesoarele și voi uda. Aici am făcut un experiment, l-am scalpat la un centimetru să văd dacă gazonul își mai revine. Ușor încet, dacă rădăcina, să știți, de la mine nu a murit, chiar dacă nu l-ați udat mai mult timp. Să știți că rădăcina, dacă nu e moartă, își va reveni. Priviți aici.
Deci e scalpat, uitați cât are, o jumătate de centimetru și uitați cum dă, dă firișoarele ca să-și revină. Aici este des. Da? O să vă prezint într-un episod viitor și cum am făcut sistemul de irigare mai ieftin cu două programatoare care le-am luat de la de pe AliExpress. Da? Vom tunde și după aceea vom iriga gazonul. Primul rând care aveți lulul în perene și gazon pentru trafic, să știți că eu îl scarific la o lună, pe dumneavoastră puteți la două luni scarifica gazonul, pentru că întotdeauna veți avea frunze moarte. Da? E des, arată bine după ce îl vom tunde, îl vom scarifica și își va reveni. Cu o udare abundentă, deci întotdeauna udați rar și abundent și mult. Nu udați în fiecare zi câte o jumătate de oră, nu. Udați la 3 zile, sistemul meu de irigare e selectat undeva la o oră jumate și mai puteți face proba udării cel mai bine ca să aveți 25 de litri, scuzați-mă, pe metru pătrat. Îl puteți face cu niște casolete împărțite în diferite locuri puse pe gazon, da? Și dați drumul la sistemul dumneavoastră de irigare și atunci veți vedea fiecare mililitru de apă adunată în acele caserole înseamnă litri de apă pe metru pătrat. Deci dumneavoastră trebuie să-i dați pe săptămână 25 de litri pe metru pătrat. Asta înseamnă să aveți 25 de milimetri de apă, adică undeva la 2 cm jumate de apă în caserole strânse, ca să puteți, nu contează caserola dacă e mai înaltă, mai joasă, sau puteți face că și cu conserve de la pește, acele conserve rotunde mici, și măsurați câți mililitri de apă se adună în acele caserole, sau mai puteți verifica gazonul întotdeauna. Când vedeți că are lipsă de apă, el trebuie un pic stresat la început ca rădăcina lui să se ducă cât mai mult în gazon. Ca să faceți acest lucru, trebuie să îl stresați nițel, cum îl stresez și eu. Dacă dumneavoastră îi dați zile repetate, una după alta, câte puțin, el își va ști că apa îi va veni și el nu va mai duce rădăcina la adâncime și va fi la un centimetru, doi. Și de aceea nu este bine. El trebuie să, ca rădăcina să ajungă la 15-16 cm. Da? Ca apa să ajungă, ca el să nu fie, ca rădăcina să nu fie la suprafață. Vom intra cu scarificatorul, vom scarifica și vom da o udare începând de mâine. Am vrut regla și eu aspersoarele, până acum am avut ploi și chiar nu l-am. Arată un pic cam uscat, dar își va reveni după prima udare abundentă. Și cam atât. Haideți să-l tundem, să-l scarificăm și după aceea să-l tundem. Sau îl tundem înainte și după aceea îl vom scarifica, pentru că vreau să-l las mai jos. Și vom vedea după.
Așa arată tuns, un double cut, adică de două ori pe aceeași trecere. Arată bine. Mulțumit, acum vom intra cu mașina descarificat să mai scoatem ceva iabă moartă și după aceea vom aduna cu cealaltă mașină tuns iarba. Da. Arată bine, cu excepția acesteia m-am apropiat prea mult de pom și am mișcat selectorul pentru înălțime. Ce problemă, își va reveni, nu facem probleme. Dar uitați ce frumos arată tuns, double cut frumos. Bun, haideți că vom începe cu scarificatorul și după aceea vă voi arăta cum să facem udarea, cum vom pune acele casolete pe gazon, ca să vedem cu cât apă udăm. Deci să nu uităm, 25 de litri pe metru pătrat de udat, de irigat. Da? Acești 25 de litri vor fi dați odată tot, dar eu acum vara aș prefera să-i dăm la 3 în 3 zile. Miercuri, duminică sau cum aveți dumneavoastră programul, puteți da. Împărțim în două, odată un 15 ml și odată 10 sau încă 15 ml. Minim 25 de litri pe metru pătrat trebuie dat. Haideți să scarificăm și vă voi arăta după cum trebuie udat. Să știți că a avut ceva uscătură prin el. Uitați, s-a mai eliberat, să facă loc noilor frunzulițe. Are și aici. Mai zboară. Ok. Haideți că s-a mai eliberat de... Da. Puteți face și dumneavoastră la două luni. Doar cer cu sârmă, nu cer cu lame. Acesta e ca un pieptăn. Îl pieptănă și îl... Uitați-l. Da? Și pe aici a adunat, uitați-vă pe aici, se vede. A avut foarte multă uscăciune. De la ploi, de la frunzele de gazon care mor în timp. S-a adunat. Acum vom intra cu cealaltă mașină de tuns iarba. Mai ridicat și puțin frunza. Da? Și vom face testul de irigări. Bun. Acum vom strânge iarba.
Bun, după ce am strâns, uitați-vă, are și uscătură multă. Acum vom face testul irigării. Eu voi folosi aceste casolete, da? Dumneavoastră puteți folosi mai multe, acum vreau decât să vă fac testul, să vedeți cum trebuie. Puneți unde credeți dumneavoastră. Una, eu pun pe zona aceasta, mai departe, două și mai pun una aici. Voi da drumul la aspersoare, eu deși am Rainbolt, cei pentru care nu aveți aspersoare și vă puteți achiziona un Gardena Zoom, Aqua Zoom se numește, e acela care are oscilant și pentru irigare. Puneți casolete 4-5, nu contează mărimea, puteți și mai mici și mai mari, nu asta contează, da? Și dați drumul la spersură. Și acum vom vedea în câte minute trebuie să cronometrați, în câte minute în aceste casolete va fi 15 ml de apă. Bun, la mine după o oră jumate. Deci eu am Rainbird și pe site-ul la Rainbird spune că într-o oră el dă 10 ml de apă pe metru pătrat. Eu am făcut și eu acest test și uitați-vă, am undeva la 15 ml de apă. Deci eu trebuie să țin aspersoarele o oră jumate, undeva la 3 zile, ca să-i dăm 30 de ml pe metru pătrat. De apă, da? Și aici, după cum puteți vedea, sunt tot vreo 15 ml. Și aici la fel. Bun. Deci, după cum ați putut vedea, așa se face testul. Deci, așezați casoletele, dați drumul la sistemul de irigare, poate nu aveți aspersoare, dacă nu aveți aspersoare și aveți acel aspersor oscilant de la Gardena, foarte bun, Aqua Zoom, îl așezați câteva casolete și vedeți testul de irigare. Trebuie 30 de ml pe săptămână, între 25 și 30 de ml. Ori dați rar, o dați decât rar și abundent. Nu în fiecare zi sau seara, nu o dați decât dimineața, nu seara. Dacă nu aveți timp, puteți, dacă ajungeți pe la 5-6, să o dați la 5-6 ca să mai prindeți câteva ore de soare, pentru că el nu trebuie să rămână ud noaptea, pentru că vine și roa și atunci vor intra bolile în gazon. Mulțumesc, Bogdan sunt de la îngrijirea gazonului, ne vedem într-un episod următor.